Cunoscutul poet și dascăl Aurelian Sârbu a fost oaspetele Bibliotecii Județene Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva, care l-a sărbătorit la împlinirea vârstei de 70 de ani. Cu acest prilej i-a fost oferită biobibliografia intitulată Aurelian Sârbu, Arhipelag din cuvinte. Este un prilej deosebit pentru noi, pentru Biblioteca Județeană, de a ne întâlni cu dascălul și poetul Aurelian Sârbu, acum la împlinirea 75 de viață. Bucuria noastră este cu atât mai mare cu cât am dorit ca în acest moment sărbătoresc să-i oferim o biobibliografie amplă, bine documentată, prima biobibliografie alcătuită de Biblioteca Județeană despre viața și creația poetului Aurelian Sârbu. Domnul Aurelian Sârbu are realizări notabile pe terenul literar, este un poet consacrat, un poet autentic, un poet care a oferit iubitorilor de poezie adevărate bijuterii literare de-a lungul timpului. Îi dorim multă sănătate, putere de muncă, să ne ofere cărți valoroase, așa cum au făcut-o și până acum. La mulți ani, Aurelian Sârbu! Aniversarea dascălului și poetului Aurelian Sârbu a fost un moment de bucurie pentru toți cei care îi cunosc și prețuiesc truda permanentă de migălire a slovei, de realizarea unor imagini poetice unice, create de un poet autentic. Aurelian Sârbu este un scriitor important și discret, un mare profesor de limba română și un om de cultură care poate prea des a purtat la piept modestia. Aurelian Sârbu a reușit de-a lungul anilor să transmită dragostea pentru limba română, pentru literatura română, zecilor de generații de elevi pe care i-a educat și format, pentru că creația poetică a reușit să o împletească atât de frumos cu profesia, cu vocația de dascăl. Vârsta mea se măsoară în cărți. Am scris peste 17-18 titluri de carte, vreo 13 cărți de poezie, critică literară, cronică plastică, deci am ce sărbători și mă gândesc că în deceniul care vine sau deceniile voi mai scrie. Dar paleta preocupărilor lui Aurelian Sârbu nu se limitează la literatură, la activitatea de la catedră. Dascălul poet se mișcă cu aceeași ușurință și în analiza folclorului românesc. Dovadă atâtea studii și articole dedicate bogatei noastre tradiții folclorice pe care o iubim și o prețuim. În semn de prețuire și recunoștință, Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva i-a acordat dascălului și poetului Aurelian Sârbu o diplomă de excelență pentru frumusețea versurilor oferite literaturii române.